Faptele Apostolilor, capitolul 10, 1068. Așa că, dacă aveți Biblia noastră și doriți să urmăriți pe Biblia dumneavoastră și citirea Cuvântului, puteți să deschideți într-o linie. O să vă invit să ne ridicăm la citirea Cuvântului și... Sutașul Corneliu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de el. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujeau tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răbire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare, dăritoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru. Căci niciodată n-a mâncat ceva spurcat sau necurat. Iar glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zi și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te, du-te cu ei fără șovâire, căci eu i-am trimis. Petru de s-a coborât și a zis oamenilor acela: Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu, și vorbi de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu prin un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci a chemat înăuntru și a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, la un sosit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te și eu sunt om! Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu ca să se însoțească împreună cu un altul de alt neam, unul de alt neam, sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: Acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornele, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon Tăbăcaru, lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: Într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam,
Cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu El. Noi toți suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-L pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea pentru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Există o expresie în popor, omul acesta este pâinea lui Dumnezeu. Un om bun la suflet. Un om cu inima aleasă. Așa era acest Corneliu din Cezarea. Cezarea era o cetate așezată pe malul Mării Mediterane, în partea de est. Și la sud, la vreo 40 de kilometri, era cetatea Iope, unde aflăm că era Petru cazat la acel Simon Tăbăcar. E bine, acest om, Corneliu, așa cum este el descris aici, ni se prezintă ca un personaj cu totul și cu totul deosebit de pozitiv, de bun, un caracter frumos. Un om pe care, dacă ne uităm atent la el, am putea zice că l-am acceptat imediat, membru Biserica Arad, l-am pune și într-un comitet eventual. Un om al cărui caracter și a cărui viață era exemplară. Așa de frumoasă. Și cu toate acestea, omul acesta avea nevoie de Iisus. Avea nevoie de mântuire. Chiar și cel mai bun om are nevoie de Iisus. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Și vă spun lucrurile acestea, frați și surori, nu ca să repet ceea ce știm, ci ca să ne dăm seama că oamenii din jurul nostru, spre care noi privim, poate uneori admirativ și vedem oameni de calitate. Și ne gândim, oamenii aceștia, ce le mai trebuie? Oamenii aceștia sunt buni, oamenii aceștia prea mult poate... Vedeți? Omul acesta avea toate aceste calități și totuși era în afara împărăției lui Dumnezeu, în afara mântuirii. Aș vrea să ne uităm un pic mai atent, ca să fim mai convinși de calitatea lui sufletească și de aceste trăsături pozitive de caracter. Să mai uităm odată la ce ne spune cuvântul despre Corneliu. Vedeți, în primul rând, sunt 10 lucruri pozitive care le vedem aici. 1. El era un om pregătit, un om competent, un om deosebit. Era sutaș, da? Nu era un soldat de rând oarecare. Era o competență cu prestigiu, cu respect în societate în care trăia. Și ne spune în versetul 2 că era cucernic. Era pios. Adică ținea cu dedicare și cu multă grijă toate perceptele religiei iudaice, pentru că de aia era vorba. Era un fel de prozelit. Nu știu dacă era chiar prozelit, dar el ținea toate sărbătorile, toate ritualurile. Era foarte dedicat, foarte conștiincios acestora. Ne spune cuvântul al treia calitate, zice că era și temător de Dumnezeu. Nu doar că era un om religios, pentru că multă lume e religioasă. Mulți oameni se duc la biserică. Mulți oameni știu să facă ritualurile și toate practicile acestea. Dar frica de Domnul, zice prorocul Isaia, pentru ei nu este decât
o învățătură de datină omenească și inima lor este departe de mine. Dar omul acesta avea frică de Domnul. Adică, în toate acțiunile lui, ce înseamnă să ai frică de Domnul? Să ai această grijă de a nu întrista pe Dumnezeu printr-o faptă rea, printr-un păcat. Și frica de Domnul, să știți că trebuie să o aibă în viața lor fiecare dintre cei mântuiți. Așa încât umblarea pe pământ să fie marcată de un respect sfânt față de Dumnezeu. Nu în sensul acesta de groază, frică de stare negativă, nu. Ci acest respect sfânt față de Domnul. Omul acesta, a patra calitate, ne spune că era o bună și puternică influență în habitatul lui, în casa lui. Zice, cu toată casa lui. Este admirabil, nu? Vedeți? Noi nu putem să spunem că cu toată casa noastră suntem pe calea Domnului cu toții, da? Poate mai e un copil care încă nu e pe calea Domnului. Poate e un soț, o soție, poate este o rudă, poate este cineva, da? Cu toată casa lui. Probabil că soție, copii, eu știu, argații aceia, toți, zice, chiar și răsește de un soldat cu cernic. Vedeți, era o influență bună. În jurul nostru, noi suntem o influență, fie că vrem, fie că nu vrem. Oamenii, ne spune Apostolul că noi suntem o epistolă vie. Și nu citesc Biblia, dar ne citesc pe noi. Cei care iubim, cei care citim, cei care umblăm după Sfânta Scriptură. Și dacă lucrul acesta este nu doar o formă, ci este o convingere, se va vedea în reacțiile noastre, în atitudinile noastre. Și atunci oamenii vor citi o epistolă vie. Omul acesta era o bună influență în casa lui. Ce fel de influență suntem noi în casa noastră, frați și surori? Suntem noi oameni temători de Dumnezeu? Avem ce să învățăm și de la El. Chiar așa, în postura aceasta în care era. Și Dumnezeu vrea să fim o bună influență față de cei din jurul nostru. Și mă rog ca Domnul să ne ajute, frați și surori, să influențăm în bine, în primul rând, pe apropiații noștri, pe soțul nostru, pe soția noastră, pe copiii noștri. Și dacă ne-am dat seama că n-am fost o bună influență, Domnul să ne cerceteze ca să ne oprim din lucrurile acelea care au dus la coborârea și nu la ridicarea lor, la dărâmarea și nu la sidirea lor. Și Domnul să ne dea înțelepciune și putere să ascultăm șoapta Duhului ca să putem fi o bună influență. Amin. A cincea calitate, zice că făcea multe milostenii. Era un om milos. Era un om care avea această sensibilitate față de cei nevoi, față de cei în suferință, față de cei necășiți. Cei milostivi vor avea parte de milă, spune cuvântul, da? Și iată că el a avut parte de milă, s-a împlinit cuvântul. Și Domnul i-a dat har. Cine are milă de cel sărac împrumută pe Domnul? Omul acesta, nu doar că avea sensibilitate față de... dar avea și fapte. Și vedem puțin mai încolo că, într-adevăr, avea fapte care arătau că mila aceasta nu era un simplu sentiment. Mi-e milă de cutare. Vai, săracu, mi-e milă de... Da. Omul care este milos trebuie să fie și milostiv. Trebuie să și facă faptele bune. Faptele. De aceea, unul dintre scopurile postului este să ne antrenăm, să ne exersăm în faptele bune. Ce spune la Isaia 58, da? Dacă vei aduce, dacă vei face, dacă vei îmbrăca pe cel, dacă vei hrăni, da? Așa că omul acesta, iată, era un om milostiv și, a șasea calitate, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Vedeți, aici zice că era ceasul al nouălea. În ceasul al nouălea. La evrei, ceasul al nouălea înseamnă ora 3. Pentru că prima oră începe de la ora 6, da? Dimineața. Și ceasul al nouălea, ceasul al șaselea ora 12 și ceasul al nouălea era ora 3. La ora 3, obișnuiți să vă rugați. Vedeți, el obișnuia să roage. Poate cine e mai liber până la ora 3, ia un nep, așa, un pic. Dar fie omul cât de mic. După masă ia un nep, un pic. Da, un somn. Mai picotăm, mai facem un somn. Deci omul acesta nu știu dacă... găsim la o rugăciune. Se ruga întotdeauna. Nu știu dacă se ruga de 3 ori pe zi, dar o dată pe zi, sau era timpul de rugăciune. Cert este că avea această disciplină în rugăciune.
Obișnuiți să vă rugați și peste zi? Sau numai seara când ne culcăm, două vorbe, Doamne, mai scurt că am adormit, sau ies pe ușă repede că n-am timp? Frați și surori, vedeți, avem ce să învățăm de la acest om care se ruga întotdeauna și ne spune cuvântul că, iată, a șaptea calitate era un om drept. Că atunci când soldatul și cu cele două, cei doi angajați ai lui, s-au dus la Iope și au vorbit cu Simon, i-au povestit cine este Corneliu și zice, om drept, și ăsta este primul care spune. Acum, soldații romani și ofițerii romani și oamenii stăpânirii erau primii ispitiți ca să abuzeze de poziția lor. Și cei ce sunt în poziții de forță sunt primii ispitiți să abuzeze de poziția lor și să calce dreptate. Da? Judecătorii, oamenii structurilor de forță, întotdeauna sunt ispitiți. Și lucrurile acestea chiar se și întâmplă. Biblia ne spune să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în dregătorii, pentru împărați, pentru regi. Acum, noi nu mai avem deștia, noi avem președinte, avem șef de guvern, avem șeful camerei, avem șeful senatului, avem șeful primăriei, avem șeful spitalului, șeful secției de poliție. Să ne rugăm pentru ei și știți de ce trebuie să ne rugăm pentru ei, frați și surori. Zice cuvântul să putem duce o viață pașnică și liniștită. Ei, oamenii aceștia, majoritatea dintre ei, nu sunt sub autoritatea lui Hristos. Și nu sunt în împărăția lui Dumnezeu, ci sunt sub influența celui rău, sub întunericul păcatului. De aceea există atâta corupție. Și spre ei pot fi dirijate forțe malefice, destructive, forțe care să le influențeze gândirea și așa încât ei să facă prin pozițiile lor mult rău, nu mult bine. Și să aducă nu binecuvântare, ci blestem. Și dacă ne uităm peste istorie, vom vedea multe asemenea cazuri. Ei bine, pe acești oameni n-are cine să-i apere. Și ei nu-și dau seama că forțele lor polițienești n-au nicio putere în fața duhurilor răutății care sunt atacate. Ei bine, care atacă. Noi ar trebui să ne rugăm doar pentru simplu fapt că n-are cine să-i protejeze. Și ei sunt acolo și spre distrugerea și spre rău, dar și spre binecuvântarea noastră și a celor din jur. De aceea, dacă vreți să vă fie bine și vreți să ne fie bine în cetatea aceasta, în țara aceasta, să nu încetăm să ne rugăm pentru președinte, pentru șeful senatului și al Camerei Deputaților, pentru șeful guvernului, pentru procuror, pentru șeful DNA-ului, pentru tot să ne rugăm când avem ocazie, frați și surori. Pentru că este spre protecția lor și spre binele nostru și spre bine acestei țări, de blamat și de judecat și de vorbit de rău are treabă toată presa și mass media. Le vânează toate cele din viața lor și îi pun în pix și în microfon. Datoria noastră este să ne rugăm pentru ei. Omul acesta era un om din structurile de forță și totuși era un om drept. Era un om corect. Mare lucru să vezi un asemenea om. Ne uităm mai departe la 8-a trăsătura lui. Zice, este vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Iată ce mărturie avea și în afara, nu în casa lui, dar și în afara casei lui. Era vorbit de bine de toți. De ce? Pentru că toți știau faptele lui și mărturia lui. Sutașul Corneliu, un om vorbit de bine. Ce zice? Sunteți noi sutașul Corneliu pe scara noastră, pe strada noastră? Mai avem și dușmani. Dar nu cumva ne-am mai făcut-o și noi cu mâna noastră? Frați și surori, vedeți ce mărturia noastră nu întotdeauna, să știți, că ține de răutatea oamenilor. Mai ține și de grijă pe care ne purtăm noi, de bunătatea noastră, de îngăduința noastră. Noi suntem chemați să fim o mărturie acolo unde Dumnezeu a așezat, una bună. Și Domnul să aibă milă de noi dacă această mărturie a fost stricată, ca să știm cum să o restaurăm, ca să știm cum să o îndreptăm. Și Domnul să ne dea înțelepciune și putere. Ne spune cuvântul că, iată, a noua calitate era un spirit misionar. Zice că îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. A zis Corneliu, dacă Dumnezeu are ceva pentru mine și a venit un înger. Dar, vedeți, ei n-aveau SMS-uri ca să știe când. Păi, îi chem pe ăștia să vină, dar cât timp? Nu știi când vin. Vedeți? Nici n-au știut că o să fie cazați acolo. Vezi, parcă toate lucrurile sunt așezate de Dumnezeu.
orchestrată de Dumnezeu. Și omul acesta, spirit misionar, îi cheamă pe rude și prieteni de aproape. Și alții să intre în împărăția lui. Și alții să audă lucrurile lui Dumnezeu. Și alții, se gândește și la alții, vedeți, acest spirit generos, acest spirit altruist care este Corneliu. Avem să învățăm de la el, spirit misionar, nu numai eu. Păi da, frate, dar nu mai am cu cine să discut. Nu mai am cu cine să discut. Ai rămas singur pe insulă, ca Robinson Crusoe, și nu mai ai decât pe vineri cu care să discuți? Na, nu te ascultă vineri, nu poți să fii evanghelizat. Nu, mai sunt mulți în jur. Da, da, caută, Duhul Sfânt caută. Încă mai este har pe pământ. Corneliu, spirit misionar, iată că îi strânge. Și ultima trăsătură zice că atunci când a auzit că vine Petru, probabil că l-a anunțat un emisar de acolo, vezi că vine, nu știu, el a ieșit repede, vedeți? Și acest respect față de oameni, dar și această smerenie și umilință, zice că a venit și s-a închinat înaintea lui Petru. S-a aruncat la picioarele lui. El ar fi putut să facă exact invers. El era omul autorității. Dar vedeți, cu toate astea, inima lui nu era legată de această poziție. Ci inima lui căuta pe Dumnezeu și avea această smerenie. Și se aruncă la picioare. Interesant că Petru îi zice, ridică-te că și eu sunt om ca și tine, da? Nu ajunsese încă la Vatican, da? Nu era așa de mare. Vedeți? De aceea Domnul Iisus îi zice și Mariei, femeie, ce am eu a face cu tine? Tu ești un om. Și ai lucrarea ta. Eu am altă menire. Știa Domnul Iisus că va veni vremea când vor face din Maria un Dumnezeu și îi se vor închina. Știa, parcă Petru știa că vor face din el statuile și cu toate cele ca să îi se închine. Și vedeți, ridică. De altfel și în Apocalipsa întâlnim pe Îngerul care călăuzește pe Ioan, prin cer îl duce pe acolo peste tot, la un moment dat se închină înaintea lui. Și Ioan îi zice, Îngerul îi zice, ridică-te și eu sunt împreună slujitor cu tine. Închinarea o doar Dumnezeu o merită. Și Lui trebuie să-i dăm închinarea. Pentru că El este Cel ce a creat și susține toate. Cu puterea și cu înțelepciunea sa. De aceea, Petru îi spune, scoală-te și ridică-te. Bun. Vedeți, omul acesta, ce calități sufletești? Am zice că ăsta era de 25 de ani pe calea credinței. Da? Ce calități? Și totuși omul acesta, cu toate aceste calități extraordinare, omul acesta era pe ce direcție? Era pe direcția pierzării. De ce? Pentru că deasupra lui erau păcatele sale. Observați aici când Petru vine să-i spună și le spune la toți cuvântul lui Dumnezeu, punctează acest aspect, versetul 40. Când spune despre Domnul Iisus, dacă vă uitați în predica lui Petru de aici, despre Domnul Iisus nu spune decât două lucruri. Că zice că a fost rânduit de Dumnezeu să fie judecătorul celor morți și a celor vii. Cum adică a celor morți și a celor vii? V-ați gândit? Cum vine asta? Morți în păcat. Este o judecată a celor care au murit și au murit fără Dumnezeu. Și este o judecată a bisericii, da? Pe care Hristos o va răsplăti. E, și că toți prorocii mărturisesc că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Aici este ceea ce vreau să vă spun. Corneliu este atât de bun, atât de nobil, are un caracter atât de frumos, dar în viața lui erau păcate care nu puteau fi compensate cu tot caracterul și cu toate faptele lui bune. Vedeți, ne spune prorocul Isaia că dacă noi vrem să-i dăm în compensarea păcatelor noastre lui Dumnezeu faptele noastre bune, este ca și când i-am dat o haină mânjită. De ce mânjită? Pentru că ea este atinsă de păcătoșenia noastră. Faptele noastre bune sunt atinse de păcatele noastre și de spiritul nostru păcătos și de istoricul nostru păcătos. Nu există să n-aibă un om păcate în viața lui. Și omul acesta avea înaintea lui Dumnezeu
destule păcate. Și cea mai importantă problemă a omului este rezolvarea păcatelor și iertarea păcatelor. Ei bine, omul acesta, cât era el de sfânt, cât era el de neprihănit, cât era el de credincios, indiferent ce caracter avea, în viața lui erau păcate și el era pe direcția iadului. Unul singur este cel care a plătit pentru păcatele lumii și pentru păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos, și în el, zice, vi se vestește iertarea păcatelor. Prin el oricine are păcatele iertate. Dacă cineva vrea să se împace cu Dumnezeu doar prin Iisus Hristos, pentru că El a plătit. Frați și surori, zice aici despre judecată. Cât de teribilă va fi ziua aceea judecăți. Cât de grozavă va fi când oamenii vor vedea înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu nu va fi El preocupat de asta. Zice că i-a dat Domnului Hristos dreptul de a fi judecător. Și în Matei 25 îl întâlnim pe scaunul de judecător. Și Domnul Iisus Hristos va sta înaintea Lui toți aceia care n-au acceptat calea mântuirii. Și atunci la judecată fiecare simțire a inimii, simțirile acestea rele și păcătoase, mânii, gânduri rele, fiecare gând care oamenii le-au gândit și planul, și fiecare vorbă și fiecare faptă, toate vor fi puse la vedere. Așa încât oamenii cei mai aroganți, cei mai atei, cei mai cu multe argumente, înaintea lui Dumnezeu și a Sfințeniei Lui, acolo în mediul acela de a tot cunoaște, va fi totul cunoscut, nimeni nu va mai avea ce să vă mai zică. Și în fața dreptății lui Dumnezeu, păcătoșenia fiecăruia va fi dată pe față și nu se va mai putea ascunde. Indiferent câte fapte bune ar face cineva, dacă nu a venit sub sângele lui Hristos, dacă nu a crezut și nu s-a încrezut în ce a făcut Hristos, omul acela e pierdut pe veci. De aceea, frate și surori, vă spun dumneavoastră care știți bine toate aceste lucruri. Și pe unii dintre noastre de văd că deja v-am pierdut, pentru că vă repet lucruri care le știți. Dar vi le repet ca să vă fixați bine în minte ideea aceasta. Indiferent cât de bun este un om, dacă nu s-a încrezut în Hristos și n-a venit la iertarea lui Dumnezeu, omul acela e pe calea pierzării și noi trebuie, cu toată hotărârea, să-i ducem mesajul mântuirii, să-l arătăm pe Hristos. Pentru că nu există mântuire în afara lui Hristos. Și spune El însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, numai prin sângele lui Hristos este rezolvată cea mai importantă și gravă problemă a fiecărui om, păcătoșenia. Pentru că nimic, nimeni și nicăieri nu poate fi găsit o compensație a păcatelor decât prin jertfa celui care a fost mielul fără cursuri și fără pricană. Și observați, acesta este mesajul lui Petru. Și acesta este mesajul care îl are Evanghelia. Iar Petru, când ajunge în casa lui Simon Tăbăcarul, ne spune cuvântul că i s-a făcut foame și s-au dus să-i pregătească un prânz. Da? Sau cine ce. Au pregătit masă. Și el s-a suit la etaj, pe acoperiș. Sigur, acoperișul nu era în ăsta în două, pe ce era plan în arhitectura aceea orientală veche și s-a suit să se roage. Mi-a tras atenția aici un aspect. Acum, imaginați-vă, vă duceți într-o familie și sunteți în vizită și urmează să fie pusă masă. Poate sunteți și într-o călătorie. Petru venea dinspre Ierusalim, la Iope, probabil, și în casa lui Simon Tăbăcar. Acum, cred că 99,9% din cazuri, musafirii care au venit, stăteau de vorbă cu gazdele și discuta cu Simon, ar trebui să discute cu Simon Tăbăcarul despre tăbăcăria lui, despre credința lui, despre biserică, despre 1100 de lucruri puteau să discute până punea masa, nu? Și totuși, Dumnezeu îi spune lui Petru, Petru, sunt convins că aici a fost șoapta Duhului Sfânt. Petre, du-te sus la rugăciune. Și Petru, care avea acest antrenament în auzit glasul Duhului Sfânt, se duce la rugăciune. De ce? Dumnezeu avea să-i dea descoperirea capitală care a făcut diferența între mentalitatea aceea conservatoră, religioasă a iudeilor. Numai noi suntem mântuiți, restul sunt câini, păcătoși, spurcați. Și de acum, harul s-a întins și peste neamuri.
Și arată într-un mod dramatic, cu fața de masă, cu animale necurate, și mănâncă. Oi, niciodată n-am mâncat. Oi fi fost, eu mai fost, dar la pastea le-am ținut. Petre, tu nu numi. Și de 3 ori nu știa ce să zică. Și când vine ea, vedeți cum s-au sincronizat. Putea Petru să facă acel ceva și planul lui Dumnezeu de a-i descoperi și mesajul acela nu se mai legau, nu se sincronizau. De aceea, frați și surori, trebuie să recunoaștem că suntem mult binecuvântați când ascultăm șoapta Duhului și suntem în sincron cu Duhul Sfânt și avem lacrimi de perdanți și ocazii pierdute când zice, mai încolo, Doamne, lasă mai încolo, nu acum, mai încolo. Și s-a dus harul. Vai nouă, câte asemenea ocazii. De aceea, mă rog să învățăm lecția aceasta de la Petru. De a fi sincron cu Duhul Sfânt, de a asculta gândul cel bun care vine de la Domnul. Pentru că Dumnezeu are o lucrare pentru noi, are un har. Noi nu știm ce e lumea spirituală. Noi nu știm ce se întâmplă, ceea ce va urma. Dar Dumnezeu știe. Nu știm ce atacuri vin, nu știm ce planuri pune cel rău la cale. Nu știm ce obstacole și ce situații vom întâlni. De aceea, urechea noastră, zice psalmistul, Doamne, deschide-mi urechea să ascult, cum ascultă, zice prorocul Isaia, cum ascultă niște ucenici. Și Petru duce mesajul acesta și le spune și fraților, fraților, stați puțin, că a zis, când s-a întors de acolo, l-au luat la sol. Cum de s-a întâmplat să te duci în casa unui păgân? Și el le spune lucrurile acestea. De altfel, el rămâne surprins și, vedeți, versetul 34, iată, într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. El credea până atunci că Dumnezeu e părtinitor, nu? Era logic. Adică Dumnezeu ține numai cu noi, Dumnezeu ne mântuiește numai pe noi iudei și nu are treabă cu ceilalți. Dar nu e așa. Vedeți, e o nouă fază a cunoașterii lui Dumnezeu. În măsura ascultării, noi îl și cunoaștem pe Dumnezeu. În măsura umblării în ascultare cu Dumnezeu, Dumnezeu ni se descopere și crește. Vreți să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu? Vreți să creștem? Haideți să umblăm în ascultare și Dumnezeu ni se va descoperi. În zilele de post și rugăciune, nu doar să ținem minte că n-am mâncat astăzi și că pe la unii s-a avut o foame terbie, ci să avem această preocupare a inimii de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a ne preda inima noastră în a discerne tot mai bine glasul Duhului Sfânt și cuvântul pe care Dumnezeu ne-l-a lăsat în Sfânta Scriptură. De aceea, frați și surori, vă rog ca fiecare dintre noi să avem această sensibilitate și ascultare pe care, iată, Petru a avut-o în situația aceasta. Fiecare în situație în care suntem, pentru că cu toții suntem asistați de Paracletos, de Călăuzitorul, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Toți cei care au crezut, care s-au încrezut în Hristos și care și-au pus încrederea pentru iertarea păcatelor lor și pentru împăcarea cu Dumnezeu, problema cardinală, esențială a fiecărui om, care și-au pus încrederea în Hristos, au primit Duhul lui Dumnezeu, care i-a regenerat și ne călăuzește, slăvit să fie Domnul. Vedeți, Petru le vestește Evanghelia și le spune despre Domnul Hristos. Și în timp ce le vestește Evanghelia, cuvântul ne spune că Duhul Sfânt se revarsă peste ei. Și s-a revărsat peste ei într-un mod special. Nu întotdeauna situația s-a produs așa. Vedeți? Ăștia n-au avut ocazia să mărturisească cu gura lor. Dacă mărturisești, deci cu gura ta. Dumnezeu lucrează în multe feluri. De aceea noi întotdeauna rămânem uimiți de frumusețea sa, de înțelepciunea sa veșnică. Și asta, vedeți, ne arată că Domnul știe ce e în inima fiecăruia. Acolo era în inimile acelor oameni o asemenea lucrare a Duhului Sfânt și de credință, când Dumnezeu a găsit cu care să trimită Duhul Său cel Sfânt, fără niciun fel de alte lucruri formale și exterioare. Dumnezeu a văzut credința lor. Vă amintiți de Pavel, care spune că a întâlnit la un moment dat în Listra un loc care nu mersese, un paralitic. Și pentru că a văzut că are credință, l-a apucat de mână dreaptă și era cu Barnaba în Antiohia și omul acela a sărit dintr-o dată în picioare. Dumnezeu a făcut o minune, l-a vindecat. Pentru că a văzut că are credință. Dumnezeu a văzut în inima acestor oameni credința și a trimis Duhul Său cel Sfânt
Și s-a făcut o manifestare a Duhului Sfânt cu scopul de a arăta și fraților care venise din Iudeea și lui Petru dovada clară că și păgânii și neamurile sunt acceptate în poporul lui Dumnezeu, care nu este părtinitor doar cu ei, ci îi primește pe toți. Și dovada aceasta clară era o manifestare vie, exterioară, așa cum s-a întâmplat la Rusalii. La Rusalii ucenicii au vorbit în alte limbi, în limbile națiunilor care erau prezente acolo, spunând lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și ăștia la fel zice că aceștia îi auzea vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Cum îl măreau pe Dumnezeu? În limbile acelea, nu știm în ce limbi au vorbit, dar e clar că i-au înțeles lucrul acesta, că îl măreau pe Dumnezeu. Și oamenii aceștia, când s-a manifestat Duhul Sfânt prin această lucrare, au arătat pentru cei veniți că și ei sunt primiți. De aceea, prin același semn, zice Petru, la fel ca și noi, și ei, la fel, au fost botezați în felul acesta cu Duhul lui Dumnezeu și au arătat acest semn exterior. Acum, vorbirea în limbi atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit, nu s-a manifestat de fiecare dată. Nu este o regulă. Vede, Lidia, la temnicerul din Filip și în alte situații, nu se spune că s-a manifestat. Dar aici s-a manifestat, de ce s-a manifestat? Cu scopul de a arăta celorlalți, printr-un semn vizibil, că și ăștia sunt primiți. La fel, probabil că s-a manifestat și în Samaria, deși nu ni se spune în mod direct atunci când și-au pus mâinile peste samariteni. Cert este că oamenii aceștia au fost botezați. Au fost botezați și nu este păcat al doilea botez. Poate nu știu dacă era primul botez la ei. Dar al doilea botez nu e păcat. Unii zic, e păcat să te botezi a doua. Nu este păcat. Uitați-vă în Faptele Apostolilor și o să vedeți că al doilea botez nu e păcat. Ba din potrivă, este o poruncă, cine va crede și se va boteza. De aceea avem dovezi clare că botezul în numele Lui Hristos este porunca Lui Dumnezeu și îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toți aceia care au ascultat și ascultă. Dacă n-ai împlinit această poruncă, împlinește-o. Dar mai întâi, deschide ochii spre crucea Lui Hristos, de unde vine iertarea păcatelor tale și cere ca El să te curățească, încrede-te în El din toată inima ta, pentru că nimeni nu va sta înaintea ta atunci când vei pleca în veșnicie, decât sufletul tău înaintea Lui Dumnezeu și ce vei face cu El, dacă tu nu vei fi împăcat cu Dumnezeu. Iar împăcarea se face aici. Și frați și surori, mă rog ca să învățăm lucruri bune de la Cornel, dar în același timp să ne dăm seama că un om cât de bun ar fi, dacă nu l-are pe Hristos, e pe calea pierzării. Și încă mai punctez un aspect aici. Vedeți că Dumnezeu n-a trimis pe îngerul care i s-a arătat lui Corneliu. Putea să-i zică îngerul, iată, dragă Corneliu, Evanghelia Mântuirii. Și o spunea mai bine ca Petru. Dar nu o spune el. Ci zice, du-te și trimite. De ce îngerilor nu li s-a dat harul acesta, frate și surori? De altfel, îngerii nu știu dacă au sentimente. Și Evanghelia trebuie vestită cu inima, că și mântuirea se face cu inima, nu cu minte. E adevărat că oamenii trebuie să înțeleagă, dar dacă nu este inima, nici nu se face lucrarea. Mântuirea se face și schimbarea cu inima. Sigur, pe baza a ceea ce oamenii au înțeles, îngerii nu știu dacă au sentiment. În ceea ce știu eu însă despre îngeri, că ei sunt cât se poate de credincioși și ascultători a ceea ce Dumnezeu a trimis. Și ei sunt slugile lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim moștenitorii și fiii lui Dumnezeu și mireasa lui Hristos. De aceea Dumnezeu ne-a dat și responsabilitatea de a ne duce la frații noștri, oamenii, și a duce mărturia cuvântului. Și mă rog, frați și surori, ca această preocupare să fie o povară prin Duhul Sfânt pe inima și pe mintea fiecăruia dintre noi. Și să ne rugăm, Doamne, sunt oameni pe care Tu îi cercetezi și ai vrea să le arăt pe Hristos. Ne-am gândit să facem un proiect cu acele DVD-uri, cu asemenea mărturii de care vă spuneam. Să vă putem oferi, să dați celor din jurul dumneavoastră și apoi să dăm și în cartier. Așa încât oamenii să vadă că nu doar Scriptura, ci și experiențele oamenilor atestă și proclamă cu multă putere că există o realitate dincolo de pragul morții. Sigur că vreau să spun că și Satan face lucrările sale și am fost un laborator în care prin impulsuri electrice se simula și se realiza chiar la un moment dat, spuneau ei, detașarea de corp. Și aceasta era repetabilă când se aplica niște impulsuri electrice, încercând să demonstreze că, de fapt, toate experiențele acestea religioase sunt niște
legături cu învățătura omului, iar tântașarea este un fapt chimic. E, numai că oamenii n-aveau cum să explice o mulțime de necunoscute din asta. Vedeți? Pe orice fel de direcție, Satan intră și încearcă să contrafacă și să anuleze și să mintă și să înșele. Asta nu înseamnă că noi vom renunța ca să, atâta vreme cât Duhul Sfânt și Harul Dumnezeu este pe pământ, să înălțăm Evanghelia. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere, călăuzire și înțelepciune să facem lucrul acesta. Cât de bun ar fi un om fără Hristos este pierdut. Și lucrul acesta trebuie să ne fie bine minte în inima fiecare, în mintea fiecare dintre noi. Și în același timp, de la ceea ce Petru a văzut, trimiterea lui, ascultarea lui de Duhul Sfânt, mărturia lui despre Hristos și felul în care el s-a lăsat convins de Domnul că și neamul de să primite, o asemenea inimă, Domnul să ne ajute să avem fiecare dintre noi. Frați și surori, suntem pentru o vreme aici unde Dumnezeu ne-a așezat. Ne spune cuvântul și în predica din Antiohia Pisidiei, Apostolul Pavel le spune celor de acolo despre David că a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Vă amintiți? După planul lui Dumnezeu a slujit celor din vremea lui. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să slujim. Timpul ne va lua această posibilitate, că se duc ani. Și noi putem să împlinim planul lui Dumnezeu sau să ratăm. Putem să facem din viața noastră o investiție înțeleaptă și veșnică sau una nebună și perdantă. Gândiți-vă la Solomon. Ce a făcut Solomon cu toată oportunitatea aceea care i s-a dat de a fi centru misionar al lumii Ierusalimului și el de a patrona prin înțelepciunea sa această lucrare. Solomon a făcut din viața lui o investiție greșită și a început să meargă exact în jos, spre idolatrie, spre plăceri, spre deșertăciuni. Și a spus la un moment dat, îmi urăsc viața, tot ce am strâns eu, o va lua altul. Ce s-a ales de sufletul lui? Apropo de personajul acesta, care bietul de el a murit de curând, așa bolnav, și a lăsat miliardul lui, cui și așa mai departe. Ce s-a ales de sufletul lui și de banii lui? Solomon zice, mi-a murit viața. De ce? Am făcut o investiție nebună. Trebuia să fiu și n-am fost. Degeaba, dragă Solomon, degeaba să mai plângi de mine. Dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat pentru o vreme, zic, printre oamenii unde suntem. Și în acest cartier și aici. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca să fim o bună influență, să fim robii Duhului Sfânt, să înălțăm pe Hristos și să umblăm în ascultare de El ca Hristos să fie glorificat în noi și prin noi și împărăția Lui Dumnezeu să lărgească și El să binecuvinteze casele noastre și biserica aceasta. Amin.